Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Pokémon Scarlet. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, e bine, am reușit să batem primul nostru titan și suntem încă prin deșertul ăsta pe aici în căutare de diversi Pokémon. Încă avem Pokémonul ăsta dubios, văd că putem interacționa cu el și ne dă niște monezi dubioase. Să vedem exact care treaba. Oh, yo, Ultra Ball-uri. Cred că ar trebui să vedem dacă avem acces la cumpărături noi, pentru că încep de acum să apară Pokémonii ăștia cam nărăvoașe așa o țiră. Și cam aș vrea să obținem și noi lucruri cu care să ne ocupăm. Deci văd că avem Grass Gym-ul aici așa pe care noi l-am putea bate. Nu știu, zice ceva mai degrabă, Grass Type. Nu scrie de vreun level anume, deci cred că putem merge aici. Putem merge la gym-ul de iarbă și să-l pregătim ceva mai bine pe prietenașul nostru de foc, dacă e să o luăm așa. Dar cred că o să-mi deschid imediat și lista de type-uri ca să vedem exact ce mai îmi trebuie să mai iau. Hai, okay, mi-am deschis asta de damage aici ca să văd care este treaba. Deci ne-ar trebui fie ceva bug type-uri, fire type-uri, flying type, ceea ce avem deja, flying și fire, ice și poison. Momentan nu prea cred că găsim ceva de genul ăsta prin zonă, dar tot mă uit după acel Growlithe de pe hartă. Aș vrea să prind un Growlithe. Fiind un Pokémon așa mai clasic, mă gândesc că ar fi nice să-l avem. Da, cred că o să ne croim drumul către oraș și vedem după aia acolo ce găsim. Ideea că nu stăm să culegem fiecare Pokémon pe care îl întâlnim acum, dar n-ar fi rău să ne ocupăm de mai mult. Asta ce e? What the fuck e urățenia asta? E un ceva Nimble. Ok, do you like Vanille? Ok, e bug type, clar. Double kick. Aștept să-i mai dau una, știi, să încercăm să-l capturăm. Mai dăm una și-l capturăm după asta. Nimble. Am și lista de nume acum. Mereu după fiecare video am început acum să-mi fac un notepad și să le notez acolo cam ce nume vreți să folosesc. Și am câteva sugestii pe aici. Că îl prinde pe Nimble ăsta și cred că o să-i pune numele. O să-i pune numele. Zicem ce nume. Nu văd foarte multe sugestii de pe aici. Așa că o să-l numim Chippy. Bă, că era o sugestie aici numită Chippy. Cineva a vrut să pună numele unui Pokémon Chippy. Are față de Chippy. Așa că o să-i pune numele Chippy acestui Pokémon. Ne ducem lejer aici și îl numim Chippy. Classic. Scurt și la obiect. Avem pe Chippy, nu-l luăm în party că nu mă interesează el așa, nu știu cât de grozav e și pare a fi ceva destul de neinteresant dacă e să o întreb pe mine. Dar hai să ne uităm așa puțin pe aici ce mai descoperim noi. E plin de crab din ăștia pe aici, trebuie să avem mare grijă. Adică bine, ne-ar fi practic mă gândesc un crab. Nu știu ce type e crabul, dar ar trebui să vedem. Oh, și aici e o de-aia de fire. Opa, eu recunosc Pokémon ăla de undeva. Stai așa puțin. Stealth. Am uitat cum îi spune ăstuia. Nu e Misdreavus, adică nu știu că devine Shupet, așa exact. Cred că am să dau cu Great Ball doar ca să mă asigur că o prind. Nice! Nice, nice, nice. Scroși ce type era, mi se pare că era fantomă și poison? Oh, e doar ghost type. Dar devine ceva chestie, am uitat exact ce nume. Se pune numele Lex. Tot așa am văzut în lista de nume. Acolo așa. Unii aveți și sugestii nume pentru anumiți Pokémon, așa că dacă facem rost de Pokémon respectiv, ne ocupăm. Uite, e o pasăre acolo, e un papagal dubios. Nu am văzut pe ăla până acum. Chiar nu l-am văzut pe ăla, dar ce mai e? What is this? Urit mai ești. Urit cu spume. A, n-am vrut să-i rosesc cu Great Ball pe el, dar să zicem. A jucat și Switch-ul, boys. Nu, jocul are niște probleme de optimizare de-a dreptul senzaționale. Uite cum se generează. Mamă, și eu care credeam că fii atent, mă, a mers totul bine până acum și acum dintr-o dată și-a bătut joc. Dă și ultra ball-ul ăsta, dă-l pe pisic.
Bă, dă-te mă de aici. Mamă, ce nașpa ești. Ce nașpetă ești. Deci, da. S-a jucat și jocul ăsta. Păcat, bă, păcat că e un joc Pokémon chiar foarte mișto gândit, știi? Adică are niște chestii faine, e tonul de content interesant. Dar să mă bată tata, execuția e atroce. Ulu, dar băi, dă-mi damage. Mă, stai mă așa, ulea, că ăsta era cam periculos el așa de fel. Un quick attack? Da, băi, dă-mi damage, ce Dumnezeu, air cutter. Văleu! Ok, stai așa. Ceva bun împotriva aerului. Palmi, vină încoace. Haide, Palmi. Palmi ar trebui să facă treabă. Jesus. Hai zic. Dăm un nază la colonel. Dă-i. Bă, ce dă? Nu-i dă și un paralysis? Ba da. Ok, hai să încercăm acum să o prindem. O păsărică asta, nu Premier Ball, că da, băi, Premier Ball sau minge normală, e cam aceeași mâncare de pește. Prins mizeria asta, îl numim Ricardo, doar pentru că e un bulanjiu și jumate. Bă, nu știu dacă e băiat sau fata, o să vedem imediat. Yo, level up! Palmii vrea să învețe dig. Yo, dig sună bine. Dig sună foarte bine. În loc de quick attack. Oh, dacă devine electric ground type ar fi insane. Ok, avem dig. Cavalerul vrea să învețe Will-O-Wisp. Yo, Will-O-Wisp e nice. E fire, nu e așa? Inflicts a burn. Bă, nu știu exact în locul cui aș vrea să-l pun. 35 damage, 40, dar asta dă damage pentru 5 ture. E cam aceeași chestie ca și Fire Spin-ul, nu prea văd rostul. Ia, fac Will-O-Wisp. Water Gun? Water Gun vrem. Water Gun pentru Buizel, ia, da, toată ziua, da, nu sunt în discuții. Nice. Perfect. Oricorio. Ce am? Da, vrem să-i pun nume. O să te cheme, stai că am uitat cum se spune, Ricardo. Fie că ești femeie sau nu. Pare rău, n-am stat să verific. Adică nu scrie, nu arată simbolul. Cred că trebuie să cauți lejer. Gen prin meniu. Ok, done. Ricardo, tu ești, nu te vrem în party. Deși și ăsta e flying și fire type. Ha! Ar putea să meargă. Ok, stai puțin așa. Voiam să verific în box. Sau ia, stai așa. Check summary. Mă duc dacă poți să-i schimb numele de pe aici sau ceva, nu cred că merge. Change markings. De aici am change nickname. Ok, mă, ăsta e chibrit, frate, că m-ați nebunit. Să-i pun numele chibrit sau foculeț sau toate alea. Să-i punem chibrit. Aia zic, chibrit. Și mi-a spus că Tile of Flame e mult mai șmecher decât orice. Eu pe... Că avem pe chibrit. Ăsta este... pistol cu apă. Sau... Trebuie să găsim un alt nume? Nu cred că e alt nume. Sau ceva de genul ăsta. Pistolaș. Hai să fie pistolaș, o combinație între toate chestiile pe care mi le-a spus. Pistolaș. Pomi, hai să punem nume și lui Pomi. Pomi, sărăcuța, este Duracell. Pentru că e de electric. Du... Hai că am scris și eu Duracell. Du-ra... Dacă scrie Duracell, punem așa cum se aude Duracell. Era cu 2 de L, parcă. O combinație între toate. Aici, și Diglett... Să-l numim supozitor. Să-l numim groapă. Fuck it.
Groapă. Oh, groapă. Groapă. Trebuie să numim groap și doar atâta. Hey, nice. Băi, v-am zis că e ceva în fața aia, după aia văzut că e telefonul ăla furisit. Ok, văd că pe aici am niște alți Pokémon. Aia scălare pe... Ciclizard, ok. Ei, hey, yo. Heal me up. Ups. Dă tanti heal. Poate să-i rearanjăm. Și cred că aș mai trage puțin, poate fac level pe Kibrit să-l fac Talonflame. Și mic când s-ar putea să-mi trăiască level o tonă. A, gata, ne-a spus toate informațiile de care avem nevoie, nu mai are tipsuri să ne dea. Yo, sup, dude? Ce minge ai? Dude, ai numai mici normale. Ok, this bullshit. Ok, nimic, e altceva, gata. Firar. Păi și vreau să mă bag aici. Ia, hai să mergem la asta de foc, de fapt, aici. Stai așa. Să facem o micuță rearanjare pe aici. Buizel, change position, minutul primul. Avem și pe groapă cu ground type. Cred că putem bate asta mare ce e aici. Asta e arena 3. Este zona 3. Ok. Zicem, poate e ceva de foc aici care chiar să merite. Știi? Hyper potion. Ah, deci asta e fix. Ok, asta e fix chestia aia, Terra style. Asta e fire type. Challenge alone. Hai să vedem cum e. Hai să vedem cum e. Cred că e fix aceeași chestie cum erau dungeon-urile de Gigantamax și le făceam solo de fiecare dată, doar că erau faze și răsfaze și răsfaze pe care le foloseam stânga și dreapta. Ce stau? Ce dumnegau de aia? Nu prea s-a ales bine Pokémon-ii ăștia. Sincer. Little Leo. Oh, dar ce bugui pe fundal acolo totul. Ia, vreau să văd cum arată Little Leo evoluat, though. Pyroar. Nu arată rău. Da, și eu treabă, dar nu cred că e vreun type care să mă intereseze așa tare. Ok, văd că e pe timp. Battle. Water gun. Jetuiește-l. Hai, buzi-l. E bun damage-ul ăla. O, e pe timp? Trebuie să-l batem în timpul ăla de sus? Uh-oh. Water gun. Ah, dar toți atacă în același timp. Ah. Deci nu mai e ca atunci trebuie să vezi pe fiecare ce face. Toți atacă în același timp. Dă-i. Aia zic, frate. Ok, l-am distrus. Nu putem să-l prindem, nu-i așa? Catch. Pana mea, nu prea avem cu ce, dai dăm. Rupel. Mai e bun că dacă îl dă cu level mare, îl prindem. Pentru că și-l folosim în lupta la badge-ul ăsta de aici. Nice. Litleo. Perfect. Stau să fie gic. Mamă, câte dălea. What the fuck. Câte dălea îți dă, frate. Câte XP candies. Bă, ar trebui să fac mai des chestiile astea să fiu. Dacă nu, stai direct giga boosting. Nice. Oh, e fire normal. Hai să punem ăsta, îl numim Jiku. Ok, Jiku. Jiku pare șmecher așa el de fel. Jiku. At the party. Din păcate în party-ul ăsta o să fie useless cavalerul, though. Zic eu așa.
Bine, mai useless ca Floragato, nu cred că o să fie nimeni, dar are destul level, îmi pare o Floragato. E gym de iarbă și stau cu ăla de iarbă, te-ai gândit mult. Okay. Și acum, hai să ne ducem pe box și să le dăm niște XP la nebunește amicei mei. Nu, înapoi. Trebuie să mănâncă în ghiozdan, nu-i așa? Bag. Premier Board Defensuri, XP, Candy, XS și S. Use item. Evoluează-mă, draci, odată. Oh, evoluează. Hai, Cibrit, că aveam nevoie de tine să te evoluezi odată. Oh, Fletch Cinder, ok. Mai trebuie până să ajungă la ceva important. E superb. Da, mai trebuie una. Mai trebuie Flame Charge, da, te rog. Give, quick attack. Pară. Nice. Ok, o să mai dau XP. Use item. Bine, ajung pe item lui Leo, săracu, că e cam... Vai de capul lui. Ok, level 13. Nu știu cât o să ajute. Hai să zicem. Hey, hai să vindecăm treaba. Mergem la... Oh, Pokédoll. Mergem la gym să vedem acolo ce zice. Mai plin de păsările astea nebune pe aici. Hewo? Da, te-aș ruga să-mi vindești Pokémon. Mulțumesc frumos. Ok, și va trebui să scot pe buizele de pe primul loc și să pun pe cavalerul. Am încredere că domnul nostru cavaler o să descurce foarte bine acolo. Cred, sper, nu știu. Deci și pe buizele cred că ar trebui să-l scot. Change position. O să fie pus ultimul, mă gândesc. Wait, stai așa un pic, că nu-i bine. Și cavalerul, change position, sus. E cavalerul care e domnișoara mea. Ok. Ia, hai să ne croim drumul către gym. Așa și primul nostru gym. Că ne trebuie să facem gym-urile pentru a debloca mingi de alea mai bune. Oh? You arrived at your destination. A, uite, e și prietena noastră. Nemona. Bună! A, ai venit să vezi gym-ul? A, asta înseamnă doar un singur lucru. Ești gata să obții insignele de pentru Poké League? Da. Da-s gata. Super, mă gândeam că o să răzice asta. Dar înainte să te bați cu gym leader-ul, trebuie să treci printr-o anumită provocare, numit un fel de test. Fiecare test este diferit, așa că dacă o să întrebi oamenii din lobby, o să spună care este treaba. Oh, și ia ăsta, că probabil o să ai nevoie. Ok, super poțiuni. Mă bucur să te văd că vrei să devii campion. Asta e cea mai bună știre pe care am primit-o până acum. Sunt atât de încătat încât abia postau. Fugi. Ok, yo! Bun venit în gym-ul din Artazon. Artazon, Jesus. Da, eu sunt Bobiță, vreau să fiu challenger-ul. Ok, trebuie să trecem de test. Sunflora Hide and Seek. În oraș al artiștilor, orașul ăsta, ok. Artazon, ok, te-ai prins. Ok, puteți să simți Sunflora în bătăi de concept, ok. Deci ceea ce înseamnă că trebuie să avem ceva de face cu Sunflora, ok? Da, știu cum arată Sunflora. Gather up 10 of them and bring them to Sunflora alone. Wait, trebuie să prindem 10 Sunflora? Oh my god, trebuie să prindem 10 Sunflora. Ok, cred că nu pot să întorc camera. Să mergem aici să vedem ce și cum. Aici și aici trebuie să-i le ducem. Da, gata, hai să prindem.
A, cred că Sunflora prin oraș și trebuie să le prindem. Început testul. Le aduc aici. Ok, te scăutăm 10 Sunfloras. Scris cum arată și să le căutăm, cred că e chestia aia. Number of Sunfloras found. Nu știu dacă trebuie să găsesc... Oh, uite, actual Pokémon, trebuie să găsești. Oh, no! Mamă, săracul joc, abia se menține. No! Ok, n-avem voie să ieșim în oraș, avem grijă. 2! Până găsim restul, să facem mâine. Uite și pe al treilea. 3. Oh. Atât. 4. 2 pe 5-a. 5. O stracul joc moare pe aici. Nu știu ce-au făcut cu versiunea asta de joc, dar merge groaznic. Și din nou repet și am să tot repet chestia asta. Sword and Shield rula mai bine fără prea multe bătăi de cap. Fling. Iar și Pokémon Arceus iarăși a mers destul de... de bine fără prea multe bătăi de cap. Cred că e și aici unul. Aia e posibil să fie într-o de asta așa. Șase. Șapte. Ha? Aole, e rebel asta. Aolo, stai că se healuie. Fire! Hai că am dat și foc. A, nu i-a mai mers schema a doua oară. Pentru că avea deja plantele puse. Mai contează, deja se duce. Da, dacă trebuie să o distrug. Gata. Ok, puțin XP. 7. 8. 8. Cred că sunt mai mult de 10 prin tot orașul, le găsești în diverse locații. 9. Și... da, sunt mai mult, 10. Let's go! Easy peasy, man. Easy peasy. Cel mai simplu test ever, gen. Lejer. Cea mai simplu test, bro, adică literalmente nici n-ar trebui să ne chinuim prea mult. Foarte nice. Perfect. Cum trebuie să mergem să dăm rezultatele la lobby aici? Foarte drăguț testul ăsta, n-am să mint. Mi-a plăcut. Hello? Hai să dacă-l batem și pe ăsta, dacă o să vedem ce iese. Hello. Da, am reușit să fac testul, ceea ce înseamnă că suntem gata de gym.
Da, vreau să mă bag cu Brassius. Hai da. Show me to the battle court. Hai mă. Cum să începe muzica aia nebună sau ceva? Propun una pe Switch să văd dacă se încălzește sau ceva. Nici măcar nu se agită, săracu. E doar jocul făcut mai de capul lui. Ia cheamă-l frate pe Brassius. Ia zi, te arunci de acolo. N-am sigur. Ai făcut bine că ai ajuns până aici. Eu sunt Brassius, un artist specializat în Grass-type Pokémons. Și totuși sunt și liderul acestui gym, aici în Artazon. Am observat cum a mers testul tău de acolo de sus, de pe moară, să știi. Te-ai descurcat foarte bine, dar nu știu cum ar trebui să descriu. A fost foarte avant-gard. Whatever. Ok, hai să vedem cum ne distrăm acum cu lupta. Hai, tată! Facem artă pe bătaie. Da, frate-s gata, dă-i. Nu știu ce Pokémon are. Cavalero să nenorocească chestia aia mică. Da mă, da, lasă-ne cu Pokémonii tăi. Dăm direct. Wow! No, e da somn! Săracul de el. Trezește-te! Nu, îl las până se trezește, dă-i. Mega Drain. Trezește-te! Oh my god, mai să-l schimb dacă nu se trezește după asta. Hai, bă! Tătile. De fapt, știi ce? Dă-i, frate, heal. Stai acolo, poate te trezești, bulangiule. Așa meriți, dacă dormi la locul de muncă. Am încredere în el că se poate descurca. Aia zic, în ea, pardon, că e o ea, aparent. Ai văzut? Mi-am prins-o și într-un vortex de foc. Și acum să-i dăm cu Ember sau îi dăm și cu puțin poison ca să facem treaba. Poison. Giga damage. Hai, v-am zic, sper că nu mi-l adorme iarăși. Și asta ar trebui să-i dea finala. Nu! Moare de la foc, nu mai contează, îl schimbăm pe cavalerul. Oricum moare de la foc, aia zic. M-am uitat că-s Pokémon are. Smoliv, da, Switch. Dă-mi-l pe Chibrit. Smoliv, am și uitat cum arată. Aoleu, e ăsta. Flame Charge. One shot, i-a dat aproape. Săracu. Dă-i un cioc în cap și lasă-l. Oh, mai are un Pokémon pe asta, e gata. Hai să dăm ăla mai bun, Alec. De obicei ultimul și-l lasă cel mai bun. Sudowoodo. Ăsta e Rock-type, deci Switch. Nu mă păcălești pe mine cu chestia asta două ore, man. Nu mă păcălești pe mine două ore cu treaba asta. Ia mă, lătă țeapă cu Sudowoodo în general. Da, frate, ia, eu sunt cel mai artist dintre toți. That's me. Să spar pe asta, fii atent.
Water Gun. Rupel. Wait, ce-a făcut? Rudel Wudo. Ce? Aoleu. Uh-oh. Cred că trebuie să fi dat și eu cu Tetra în cap. Păi, s-a activat Grass Type-ul. Nani? Uh-oh. Păi, ce face? Ok, n-am ales bine deloc. E Grass Rock Type? Ok. Cred că Chibrit e singurul care poate să facă ceva. Hai să dăm și noi atunci cu ce avem. Asta e exact atunci când dădea Gigantamax. A combinat două jocuri într-unul. Hai, micuțule, dă-i. Nice. Cred că l-afectează mai tare acum type-ul respectiv, care e Tetra. Da. Ok, își dă buff. Never mind, nu-și dă buff, îmi dă mie damage. Firar. Fuck. Cred că e timpul pentru Jiku să termine treaba. De-aia mi-e ciudă că fixa la Vime să aibă mai mult XP, dar nu contează. Ember. Așa că dă destul damage. Nice, Jiku e rapid. Bro, Jiku, ce înseamnă asta? Mai tare, Jiku, dă-i. Mamă, și ești fetiță. Wile, one shot aproape. Jiku to the rescue, man. Insane. Mamă, Jiku salvatorul, bro. Noble Roar. Așa că e doar Fire Type și atâta și normal, nu e ceva special. Bulldozer? Cine vrea să învețe Bulldozer? Ah. Nu-i loc de Scratch, nu se vrea să folosească Scratch. Jesus. Abrasius? Nu pot să cred, am pierdut! Nu! Am o săracu zici că n-a dormit 3 ani de zile. Ok, hai să vedem acum. Da, sunt adevărat artist și felul cum îți folosești mișcările, wow, de adeptul foarte frumos. Lupta noastră a fost într-un singur cuvânt, artă. Ar fi să judec, munca ar trebui să spun că trece peste inspecția mea, este o excepție. Da, frate, dăm badge-ul la odată, lasă-ne cu laudele. Ah, îmi place, deci de facem poză cu fiecare. Oh, dacă acum avem un singur gym badge, putem prinde Pokémon la level 25 și putem să ne ajute să urmărească comenzile mai ușor. Oh, deci cred că ar trebui să prioritizăm mai întâi gym-urile ca să putem merge mai... mai ușor cu farmatul și cu toate alea. Cred că da. Trebuie să farmăm gym-urile, cred că mai tare. El, avem primul nostru gym badge. Nice. Ne-am descurcat de minune, Miu. Alo? Ei, Bobiță! Eu vreau să spun că Pokémonii mei învață niște chestii destul de mișto. Așa că fii pregătit. Ok, ok.
Da, am distrus lejer gym-ul. Normal, suntem prea buni. Da, normal că suntem prea buni. Ok. Deci ne antrenăm împreună de acum și o să încercăm să ne găsim în următoarea locație sau, mai bine spus, la următorul gym. Oh, oare ce a făcut Arven? Nu mai contează. Hai să aflăm. Dar, boyos, noi cred că o să ne oprim aici cu acest video din Pokémon. O să stabilim unde vom merge data viitoare. Gen, uităm așa exact cam care ar fi cel mai apropiat obiectiv de noi. Și o să ne ocupăm de el. Așa că cam asta e tot. Aici a fost Bob. Uitați să-ți like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!